Salut, balanțe! Voi face citirea pentru resurse luna mai 2023. Resursele voastre în luna mai 2023. Voi face un alt tip de citire, folosind oracolul Lenormand, tarotul Hermetic, tarotul Rider White. Haideți să vedem ce o să iasă, dacă o să vă placă. Deci nu mai iau. Haideți să zicem la fel și aici, dar nu prea am făcut așa. Vedeți, este o alegere. S-ar părea că veți avea totuși de făcut o alegere în luna mai. O alegere între două drumuri opuse, între două variante, două situații diferite, deci total diferite. Aveți o răscruce, ca o răspundere. Cum să spun, când apare această carte, gândiți-vă la o răscruce de drumuri, la o răspântie, la ceva care de aici viața voastră devine altceva. De aici, din luna mai, viața voastră suferă o schimbare. Haideți să vedem. Deci am spus că fac cu totul altceva. Da? Două, trei, atâta cât puteți să le vedeți. Așa. Una, două, trei. Bun, deci acum o să folosesc tarotul Hermetic. Și am să vă spun și de ce folosesc acest tarot hermetic. Fiindcă mulți spun că nu trebuie să le amesteci, dar vedeți că el are și astrologia implicată, ba, am putea spune chiar numerologia, și chiar și numerologia poate să implice astrologia. Deci, 7 de monede. S-ar părea că aveți ceva mai vechi în de gând să faceți. Deci un proiect, ceva care ați, la care ați muncit mai de mult. Și s-ar putea ca acum să-l valorificați. Eu știu, să primiți o răsplată pentru munca voastră. Dar acești 7 de monede, dacă observați, nu dă maximum cât voi v-ați dorit. Este cartea recoltei. Este exact ca și cum ați fi făcut, eu știu, nu știu, o activitate la locul de muncă, ceva, și acum vindeți produsele și obțineți recolta. E bine, această recoltă nu este foarte nu este ceea ce v-ați dorit. Saturn în Taur. Din cauza asta folosesc acest tarot, fiindcă are și semnele planetare sau semnele zodiacale și sunt clar mai mult mai bine explicate. Deci Saturn este mentorul, este cel care, profesorul care dă lecțiile, da? Deci ne impune să învățăm, să evoluăm, să progresăm, și același lucru se întâmplă cu Taurul. Taurul care este totuși puțin mai comod, da? Deci consideră că trebuie să îi se dea, să primească, și iată că nu primește ceea ce și-a dorit. Îi se spune
Mai ai de învățat, ai făcut niște greșeli și totuși trebuie să studieze, să mai învețe, să mai lucreze, să mai progreseze și promite și el la fel, dar nu pierde. Deci asta este esența balanțelor, nu pierdeți. Iată că am ajuns la 5 minute, cam mult. Bun. Haideți să le luăm pe rând acum. Voi personal, poate că este ceva care vă influențează foarte mult legat de societate, de mediul social, de natură, poate de o grădină, de un spațiu pe care l-ați avut și de dreptate. Dreptatea este chiar balanța, observați semnul balanței sus. Balanța care trebuie să facă un echilibru între Venus și Saturn. Venus este în domiciliu nocturn, dar Saturn este în exaltare. Deci, vă dați seama, sunt două planete foarte puternice pentru această dreptate. Mica benefică și cel care impune lecțiile. Deci iată că această dreptate trebuie să aducă acest echilibru între semnele, aici avem și semnele din meditația, să zicem, chineză, Yin și Yang. Deci este un semn foarte complex. Dar aici apare dreptatea oamenilor care i s-a făcut balanței, dar și dreptatea divină. Deci, acest aspect trebuie să nu-l uităm. Deci, balanța cu spada. Da? Haideți să vedem o clarificare mai clară. Este vorba de un rege de cupe, de un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, un bărbat în vârstă, un bărbat matur, peste 50 de ani, care s-ar putea să vă fi făcut această dreptate, dar s-ar putea ca balanței să nu-i fi convenit această dreptate, adică să nu fie ceea ce a sperat sau ceea ce și-a dorit și poate să reprezinte și acea dorință de dreptate divină pe care și-o dorește. Resursele balanței, locul de muncă. Balanța muncește foarte mult, am putea spune, dar și poate să arate un mod de comunicare sau poate să aibă o asociere cu un săgetător. Este vorba de un prinț de bâte, săgetătorul, care călătorește foarte mult, se deplasează mult și el poate să aducă și vești, dar aici apare și o femeie vicleană, o femeie roșcată, o femeie care știe să păcălească, știe să-și urmărească interesele ei și voi balanțele s-ar părea că pentru voi chiar aveți acest aspect cu tendința unei femei de a fura. Dar această femeie s-ar putea să fie oprită chiar de acest rege de bâte. Pardon, prinț de bâte. Da. Un prinț de bâte. Aici există o așteptare legat de resurse, de bunurile voastre, de munca voastră, de acumularea voastră a balanțelor, unde există o așteptare. Așteptați să primiți un răspuns. Așteptați să primiți un răspuns. Așteptați să faceți o alegere, fiindcă este o arcană care arată și stagnarea, fiindcă voi nu puteți face nicio alegere, sunteți parcă opriți în luna mai, nu puteți face o alegere, tocmai datorită acestei femei viclene, o roșcată,
care s-a implicat în viața voastră și în resursele voastre. Preferați să așteptați, să lăsați totul să hotărească divinitatea, decât să luați o decizie. Căminul, casa, familia. Aici există o veste, primiți ceva, primiți o veste, dar în primul rând această veste vă arată și un doi de cupe. O împăcare, o înțelegere cu cineva, Venus în rac, poate fi vorba, așa cum am spus, de cămin, de familie, de casă, de din trecut, să aveți această împăcare, să vă împăcați cu cineva, să ajungeți la o armonie în urma unei vești. Și iată că aveți aici chiar, am zice noi, lumea. Lumea care este un talisman al norocului, lumea care arată că voi aveți o schimbare foarte importantă legată de alunecă, legată de această împăcare. Deci această împărcare și vestea pe care o primiți, informația pe care o primiți, vă dă această situație de a vă schimba total. Vă schimbați ideile, gândirea, sentimentele, relațiile, creativitatea, energia, vitalitatea. Este o schimbare care depinde numai de voința voastră. Este un fel de talisman al norocului. Cam la asta trebuie să ne gândim. Bun, acum hai să vedem aici unde se vede mai ușor, o reușită socială, da, dar și o schimbare. Deci ne gândim la comunicarea voastră, la relațiile pe care le aveți, relații de prietenie, comunicarea cu prieteni, călătorii, deplasări. Deci, voi aici, în situația asta, aveți în comunicarea pe care voi o faceți o reușită socială, dar această reușită, deci o reușită față de prieteni, o reușită în societate sau la cei care comunică cu voi, aveți un 6 de spade. 6 de spade, gândiți-vă în primul rând la o schimbare pe care voi o doriți în această comunicare a voastră, o schimbare pentru a vă simți mai bine, o schimbare pentru a avea armonie. Mercur în Vărsător, asta arată o armonie, o înțelegere, o situație benefică, liniște, calm, deci tot ceea ce v-ați dori. Și acest as de cupe care arată o faptul că arătați iubire față de ceilalți în comunicarea pe care voi o aveți, comunicați cu ceilalți, vă schimbați ceva în această comunicare, astfel încât această iubire, această dragoste pe care o arătați față de ceilalți, față de divinitate, față de toți din jurul vostru, este un fel de stare de beatitudine, de iubire. Și aici avem sănătatea, da? Aici discuții, multe discuții aveți legate de sănătate, de sănătatea voastră sau altei persoane. Și voi vreți să fiți aici un magician în această zonă a sănătății. Magicianul. Magicianul care ține totul sub control, care își fixează un obiectiv și îl atinge, un scop, și atinge scopul și urmărește scopul. Își folosește tot ce are la îndemână pentru a-și atinge acest scop. Adică
spadele, ideile, gândirea, energia, vitalitatea, bâtele, creativitatea, comunicarea, relațiile, sentimentele și, bineînțeles, bagheta magică care îi dă posibilitatea să manipuleze situații sau persoane. Nu este altcineva decât Mercur. Da? Deci, magicianul legat de sănătatea voastră, magicianul sau unei persoane. Și șasele de spade, o schimbare pe care o luați, schimbați ceva. Eu știu, schimbați rețeta, schimbați medicul, schimbați tratamentul, schimbați ceva. Și această schimbare o să fie benefică pentru voi. Va aduce armonie, va aduce calm, va aduce o situație benefică. Asta s-o pun așa, să puteți să o vedeți, speranțe, da, legate de finalitatea acestei luni, cum se finalizează această lună pentru voi, dar și foarte multă muncă. Deci, în această lună, voi încheiați luna mai cu foarte multă muncă. Nu am zis nimic de iubire aici, și pentru faptul că veți avea etalare pentru relații și speranțe, multe speranțe aveți, muncă, speranțe și o trădare. Deci cineva vă trădează și tocmai pentru această trădare, da, care vă aduce suferință, dar este ceva care a trecut, cum să spun, s-a întâmplat mai de mult, v-a influențat, dar acum sunteți plin de speranțe și de munca voastră și într-un fel sau altul această trădare rămâne undeva, deci cumva nu este uitată. Aceasta a fost citirea pentru balanțe, pentru resursele balanțelor și sănătate, am putea să spunem. Deci eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.